Se funcționează cu 4 sau chiar 5 grupuri energetice în fiecare zi, iar producția este de peste 1000 de megawați în fiecare zi. Livrările sunt pentru contractele bilaterale care au prețuri deja stabilite de la data încheierii sau pe piața zilei următoare, unde în ultima perioadă se înregistrează o creștere a prețurilor. Energia pe bază de cărbune a ajuns în aceste zile pe locul al 4-lea în topul național al producătorilor, în spatele hidro, nuclear și a hidrocarburilor. În ciuda temperaturilor extrem de ridicate, energia fotovoltaică este pe locul al 5-lea în clasamentul național, cu o producție de numai 600 de megawatt-oră.